E o bucurie pentru noi să vedem că vom participa împreună cu partenerii de nădejde la ediția virtuală a Târgului de Turism a României. Este o premieră și pentru noi, este o premieră și să vizităm o expoziție doar în cerc de prieteni. Și pentru asta, mai multe detalii o să vă dea cei pe care i-am invitat la ei acasă, cum ar veni, dar în acest studio pe care l-am făcut în cadrul Muzeului de Artă, Centrul Artistic Baia Mare. Și gazda noastră, ca de fiecare dată, bucuroasă de oaspeți, Oana Enășel va fi cea care va deschide această scurtă prezentare pe care am propus-o celor care sunt interesați de turismul cultural în Maramureș. Oana, bine te-am găsit, am să mut și microfonul pentru a ne auzi mai bine. Bine v-am găsit, ne bucurăm să vă avem aici, cum ai spus tu, chiar în casa noastră și ne bucurăm să vă arătăm tuturor chiar de aici, că Baia Mare este mai mult decât un oraș minier într-o zonă auriferă. Odată ajunși la Baia Mare, veți fi fascinați de frumusețea centrului vechi, asemeni tuturor orașelor, centrelor istorice din orașele din Ardeal, și clădirile, devenite acum monumente istorice, au fost pictate de-a lungul anilor de mii și mii de pictori care au venit și revenit la Baia Mare. Așadar, vă invităm în muzeul nostru să vedeți lucrările și clădirile prin ochii lor, chiar dacă deocamdată situația nu o permite. Suntem optimiști că pe viitor se va putea vizita și fizic. În momentul acesta, muzeul nostru prezintă virtual expoziția temporară Portretul, curator dr. Ioan Angel Negrean, pe care îl vom invita să spună câteva cuvinte despre expoziție. Ca să fac o trecere, dacă tot este februarie, de obicei era carnaval la Veneția, iată că și noi suntem mascați, nu benevol, dar așa cer vremurile și este important pentru noi să asigurăm sănătatea celor din jur și siguranța lor. Portretul este o bucurie să vedem, domnule Angel Negrean, că avem în jurul nostru oameni fără mască, portretizați de-a lungul istoriei. Haideți să ne spuneți niște lucruri importante despre această expoziție și, așa cum am promis, să o prezentăm virtual celor care ne vor vizita site-urile de profil. Sigur că da, era exact ideea la care mă gândeam și eu în aceste condiții ale pandemiei pe care o traversăm, că iată o oază plină de oameni fără măști, unde atunci când mai trec pe aici, pot să mă gândesc și eu la vremurile trecute și să visez la vremurile viitoare. Această expoziție, sigur că s-a născut ca o necesitate, nu neapărat legată de pandemie, ci de reprezentarea motivului antropomorf în faza lui de portret, pentru că e o temă generoasă pe parcursul istoriei Centrului Artistic Baia Mare. Și e o expoziție la care am gândit foarte mult, mai ales prin faptul că materialul din care am selectat este foarte mare. Și iată că am găsit 43 de lucrări prezente în această expoziție, care arată că, într-adevăr, este mult, mult material și mult de văzut în acest muzeu, însă spațiul nu este pe măsura materialului pe care îl avem și această sală de expoziții temporare. Mai la fiecare expoziție pe care o organizăm, lucrările stau destul de apropiate, destul de înghesuite, dar asta fiind situația, noi ne-am obișnuit și suntem mulțumiți că totuși putem să arătăm, iată, într-o expoziție temporară, 43 de lucrări. Sigur că da, în marea lor majoritate picturi, pentru că la Baia Mare regina artelor este pictura, dar punctăm și sculptura și grafica în această expoziție cu câteva lucrări deosebit de interesante. Ce să nu fie interesant la portrete, e într-adevăr foarte interesant, mai ales atunci când vezi artiști care se autoportretizează, dar și când vezi portrete individuale, portretul mamei, portretul iubitei, portretul de grup,
două, trei personaje într-un cadru compozițional mai complex, iată că deja oferta noastră artistică se îmbogățește. Apoi, fiind vorba de un discurs pe perioada istoriei Centrului Artistic Baia Mare, care încearcă să acopere cât mai mult din el, sigur că o să avem și o varietate stilistică de văzut aici și ne bucurăm că am reușit totuși să păstrăm această expoziție deocamdată în modul virtual, să o promovăm pe site-uri și să ne păstrăm și speranța că ea va fi deschisă și publicului într-un timp care noi ni-l dorim cât mai scurt cu putință. Așa că invitația rămâne, pentru că una este să vezi virtual, să vezi online o lucrare sau chiar pe o hârtie tipărită, și cu totul altceva este să te apropii de lucrarea originală, să poți să privești în detaliu, să te poți îndepărta de ea, să te reapropii și așa mai departe. Lucrul ăsta este sigur cunoscut de acum, că și una și alta își au importanța lor, dar cel mai bine este să le parcurgi eventual pe ambele, deci și virtual și să fii tet-a-tet cu lucrarea. Este practic și conceptul pe care vrem să îl aducem în atenția turiștilor din România și de aceea am și ales să avem continuitate în participarea la Târgul de Turism al României chiar la această ediție inedită virtuală. Iată, s-a întâmplat și suntem alături de partenerii de nădejde din cadrul județului. De asemenea, și la nivel național am văzut că standurile reprezentând administrațiile publice și de asemenea firmele de turism sunt prezente. Dar întotdeauna aducem noi o notă de noutate, mai ales că în acest an, pentru noi, 2021, este și an aniversar și, cum spuneam mai devreme, lucrările cu aceste portrete fără măști, dar de asemenea apropierea dintre lucrări ne face să ne aducem aminte de vremuri mai bune și, cum spunea și domnul Negrean, să ne gândim la vremuri și mai bune care vor fi să urmeze. Mă voi întoarce la Oana, pentru că știm că se va întâmpla ceva important în aprilie și ne fiind pe 1 aprilie, ci mai încolo, puțin, nu este o păcăleală, după care vom ajunge la o poveste mult așteptată de mine, dar încă puțină răbdare. Păstrăm nota optimistă și vorbim de planuri mărețe de viitor, de data de 5 mai 2021, aniversarea 125 de ani de la întemeierea Centrului Artistic, și ca să exploatăm această perioadă nefastă pentru vizitare, am început unele lucrări de renovare în vederea pregătirii expoziției pentru acest eveniment foarte important, pe care o să ni-l prezinte domnul director dr. Tiberiu Alexa. Este o bucurie să predau microfonul, nu înainte să spun tuturor, mai ales cei care ne cunosc de ceva vreme, știu că nu este o surpriză, în calitate de profesor în cadrul Universității de Nord Baia Mare, era unul dintre profesorii care era întotdeauna deschis înspre lucrurile noi, astfel încât virtualul nu este străin. Am vizitat împreună, în calitate de student eu atunci și dânsul de profesor, multe galerii frumoase și, cum spunea și domnul Negrean, este un avantaj când te duci acolo să nu pari un novice și nu știi pe unde să intri, pe unde să ieși și la ce să te uiți și cât de aproape, astfel încât dau cuvântul domnului profesor Tiberiu Alexa. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată, pentru cei care ne cunosc vernisajele, că nu renunțăm la formula de adresare a bine ați venit, așadar, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames, messieurs, suntem deosebit de onorați să fim parteneri ai Consiliului Județean Maramureș la această ediție a Târgului Național de Turism al României. Nu este o premieră, noi am mai avut colaborări precedente. Am senzația că este pentru prima dată când, în schimb, putem beneficia de o prezență mai consistentă. Că în rest, standul de 25 de metri pătrați, în care trebuie depus tare multe lucruri, ne-au oferit șansa să apărem eșantionat. Iată, de data asta putem să ieșim oarecum mai în detaliu. E adevărat că e un detaliu și el de tip eșantionare, pentru că expoziția
permanentă, după cum vă spunea Oana, se află în reorganizare și, sigur, și unele spații sunt în reabilitare, pentru că vom celebra încheierea anului 125 din istoria Centrului Artistic Baia Mare. Întemeierea, precum mulți știu, alții dacă nu o să o afle acum, s-a petrecut la 4 mai 1896, când în vechea gară băimăreană, situată undeva unde acum se află niște blocuri în spatele începutului Bulevardului București, coborau din trenul de clasa a treia satul mare Baia Mare, aproximativ în două grupuri, în patru respectiv în cinci, aproximativ 26 de artiști. Apoi, pe parcursul anului, au mai venit până spre 48, încă nu știm exact cifra reală. Sunt doar 125 de ani vechime, dar iată că, din păcate, există și în domeniul nostru o tradiție, oarecum, o tradiție tradițională, să fie iertată exprimarea non-convențională, în a nu păstra pentru memorie lucruri esențiale, așa că încă mai cercetăm, mai avem surprize. A fost anul de întemeiere, anul fundațional, pentru că atunci au venit prima dată artiștii plastici din au venit de la München via Budapesta, dar cu grupuri care au venit de la Budapesta, de la Cracovia, cu artiști individuali care au venit de la Viena, de la Dornach din Elveția, desenând de la bun început profilul transnațional al grupului artistic băimărean care a început să se constituie atunci. Sigur, de atunci au început să se petreacă toate fenomenele și mecanismele de generare a unor instituții, a unor relații, a unor structuri, până la urmă de generare a produsului artistic, care, precum foarte bine sublinea domnul Negrean, înseamnă și în această expoziție un fel de sinteză a istoriei stilistice băimărene în 125 de ani. Ba chiar un pic mai mult de 125 de ani, pentru motivul că primele trei lucrări pe care le vedeți aici în stânga, de fapt nu sunt lucrări realizate de artiști băimăreni, cu excepția portretului primarului băimărean Oliver Turman, care a fost oarecum păstorul din partea administrației locale a întemeierii Centrului Artistic. Dar sunt lucrări care au circulat în colecții băimărene, ele provin din colecții băimărene. Ante 1896, ele ne sugerează doar faptul că la Baia Mare artiștii nu au venit într-un deșert, au venit într-un câmp cultural modest, cum era un târg provincial austro-ungar la, în jurul anului 1900. Ceea ce este esențial și e una din țintele demonstrative și ale acestei expoziții, care, ca de altfel a tuturor expozițiilor noastre, este că de la 1896 până astăzi, februarie 2021, viața artistică și creativă, productivă la Baia Mare nu a încetat niciodată. A cunoscut o istorie extrem de dinamică, cu vârfuri de maximă productivitate și de maximă calitate a actului creator, cu momente de criză care aproape au atins pragul critic al suspendării. Dar iată că nici în cea mai crâncenă pandemie, sigur că nu se suspendă creația, activitatea de creație. Astăzi, filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici, care grupează contingentul artistic actual, este probabil între pozițiile 4-6 ca putere de resursă umană, de capacitate de producție artistică din țară, o comunitate artistică care are aproape 200 de membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, pe lângă care mai activează încă vreo 300 de artiști profesioniști. Prin urmare, ne situăm undeva între 350 și 500 de artiști, ceea ce nu este puțin, chiar dacă orașul, ci că statistic are 144.000 de locuitori sau undeva pe acolo, real probabil că sunt 190, restul sunt proprietari de imobile din diaspora transnațională. E bine, această expoziție
pornește de la 1896, să zicem, deci pe partea băimăreană, această lucrare a unui artist german, Georg Schwarz, este semnată datată 1896, e o restaurare recentă și o datare recentă de 2 ani de zile. Avem doar 4 lucrări din anul 1896, ne bucurăm că le avem și pe acestea. Deci deschide seria, care se închide undeva, este cea mai recentă lucrare, se situează undeva la nivelul anilor 1987, dacă nu mă înșel, undeva acolo. Motivul pentru care ne-am oprit acolo este că am consacrat această expoziție doar artiștilor deveniți istorie. Ăsta a fost unul din criteriile, să zicem, de tip muzeografic. În micro avem esența jubileului. E adevărat că toată lumea, sau mă rog, majoritatea lumii care știe despre Baia Mare artistică, trăiește cu senzația că Baia Mare, pictura băimăreană, mă rog, arta băimăreană e egal pictura băimăreană, ceea ce nu este foarte adevărat, cel puțin nu în ultimii 60 de ani, când profilul s-a diversificat foarte mult, de la pictură grafică de șevalet, mă rog, sculptură, sculptura a devenit extrem de importantă, cu un număr semnificativ de creatori, dar s-a trecut apoi la arte decorative, la fotografie de arte, la design, design publicitar, design industrial și așa mai departe. Și mai nou, sigur, și cu necesarele intervenții de altă alternativă. Happening performance-uri, obiecte și așa mai departe. Inclusiv partea de virtual. Ce cred că este important să transmitem potențialilor noștri, viitorul aspect, este că în strategia noastră culturală încercăm foarte mult să raforsăm această dimensiune a turismului cultural pe care Baia Mare se află în clipa de față, după părerea mea, și sper să nu deranjez, se află în fază de incipit. Este la începuturile. Lumea la niște începuturi consistente. Așadar, concluzionând oarecum, invităm distinsul public pe care îl dorim, pe care îl așteptăm, într-un context în care sperăm ca lucrurile să evolueze pozitiv. Ele trebuie să evolueze la un moment dat pozitiv. Ne dorim ca marele vernisaj, marea prezentare oficială de la sfârșitul lunii aprilie, care încă n-are data bătută în cuie și din motivul că urmărim cu atenție să vedem care sunt situațiile concrete epidemiologice. Vă adresăm invitația de pe acum de a ține aproape să aflați datele pe care noi le vom populariza din vreme, probabil la jumatea lunii martie vom stabili o dată fermă. Așteptăm, sperăm să putem aștepta vizitatorii fizic ca să ne facem și noi, să ne putem duce până la capăt, până la un bun sfârșit, jubileul, celebrarea lui. În 1996, când am avut jubileul de 100 de ani, alte motive de criză economică au apăsat asupra evenimentului. Acum iată că e pandemia, dar noi nu ne lăsăm și vă invităm, sperăm să reușim o foarte bună performanță. Vă așteptăm de pe acum cu drag. Mulțumim foarte mult. Nu uitați de această promisiune și în același timp se pregătește și soluția alternativă virtuală, așa că nu vor dezamăgi gazdele noastre. Revenim la Oana pentru o concluzie și pe urmă vom avea încă o surpriză, lucrarea lunii, deja ceva tradițional, cel puțin la edițiile trecute a Târgului de Turism a României, întotdeauna am dus cu noi această informație și am avut și surpriza să găsim turiști care pe urmă au venit să vadă lucrările care le propunea Muzeul de Artă Baia Mare, Centru Artistic. Haideți să vedem, Oana, în concluzie, cum stăm în partea asta virtuală? Stăm destul de bine, încercăm să ne adaptăm. Prezența noastră online e destul de puternică încă din primele luni de lockdown din noiembrie, din martie, când am început să diseminăm prin rețelele de socializare toate proiectele noastre făcute până atunci, imagini cu lucrările, ca să
stâmpărăm cumva dorul nostru de vizitator, dar și al vizitatorilor de noi, iar în continuare plănuim să facem niște fotografii 3D cu expozițiile, în așa fel încât să le puteți admira mai aproape de realitate. Încercăm să ne diversificăm oferta online și sperăm cu voia autorităților și a reglementărilor să ieșim și outdoor cu un proiect de videomapping. Așadar, trebuie doar să vină vremuri mai optimiste și să ne putem vedea față în față. Mulțumim frumos tuturor gazdelor. Ați observat că ne-am străduit să avem o distanțare și am încercat și microfonul să-l ținem la distanță. Lucrarea lunii, în schimb, o să o vedem de aproape pentru că avem acest sprijin tehnic. Vă așteptăm în Maramureș, vă așteptăm în Baia Mare și vă așteptăm să desțelenim puțin acest turism cultural, așa cum spunea și domnul Alexa.